politică, sigur, cu mult umor, cu Donald Trump, unul din mogulii, ca să spunem, ai Americii, miliardari, are și ceva investiții în media, are și în imobiliare și a făcut multe bancuri pe seama sa. Americanii spun că așa începe campania electorală și iată ce lovitură în această perioadă să-l prinzi pe Osama. O formidabilă lovitură de imagine a președintelui american, dacă îmi permiteți să încep eu. În același timp, o realitate, un eveniment istoric, aș spune, pentru că liderul cele mai la microfon. Ar fi trebuit să reau. Da. Atunci spun că e o perfectă lovitură de imagine a președintelui Barack Obama. E adevărat, cu evidenta deschidere electorală despre care ați vorbit. Anul viitor sunt alegeri în state. Și în același timp, mi se pare totuși un eveniment de proporții istorice, pentru că liderul cele mai importante organizații teroriste și cele mai temute organizații teroriste în Statele Unite a fost ucis. E un eveniment care marchează, cred că, un început de victorie în lupta atât de des evocată de presă, de jurnaliști, de mai ales oamenii politici, în lupta împotriva terorismului. E o luptă pe care nu o înțelegem adesea, e o luptă care ne angrenează și pe noi, fiindcă suntem aliații Statelor Unite, e o luptă care se dă pe foarte multe fronturi, în primul rând pe frontul informațional, și vom vedea că aici a fost bătălia de cea mai dificilă, și o luptă care trebuie înțeleasă nu doar în termeni militari, ăsta ar fi primul meu punct de vedere, e o luptă care de fapt vizează războiul între două culturi. O cultură islamică radicală, care nu ține deloc cont de valorile Occidentului și de toate achizițiile istorice în termen de democrație, constituționalism, pluralism, deschiderea frontierelor și, pe de altă parte, deci am spus islamul radical și, pe de altă parte, civilizația euroatlantică așa cum o cunoaștem. Și ar mai fi, apropo de lovitura aceasta a lui Barack Obama, a fost dublată nu numai de anunțul în sine, dar și de faptul că discursul a fost extraordinar de inteligent și de bine construit, foarte la obiect, nu foarte lung, și fără, deși a marcat o victorie a Statelor Unite în această luptă antiteroristă, nu a avut un ton triumfalist. Tocmai de aceea a căpătat un plus de simpatie, s-a văzut reacția. În plus, este un câștig nu numai pentru Barack Obama, este un câștig și pentru imaginea armatei și a serviciilor secrete americane, care au avut parte de câteva, ca să spun așa, bobârnace serioase în ultimii ani, începând cu fantomaticele arme de distrugere în masă din Irak. Iată că de data aceasta a fost un succes, e adevărat, un succes care a venit destul de târziu. După 10 ani, fapt pentru care eu, în calitate de corespondent Radio România în Orientul Mijlociu, m-am întâlnit de multe ori cu glume făcute pe seama Statelor Unite, pentru că acest mare gigant tehnologic, militar și al serviciilor de informații nu reușea să prindă un om. Iată că acum mesajul cumva, imaginea este diferită. Da, au trecut 10 ani, însă asta dovedește că l-am prins la sfârșitul acestor 10 ani și dovedește că noi nu ne lăsăm până când nu îi pedepsim pe cei care atacă într-un fel sau altul Statele Unite.